Salutare, prieteni! Dimitrie Gusti a fost sociolog, istoric, filozof și etician român, membru și președinte al Academiei Române. A fost profesor la universitățile din Iași și București și este considerat creatorul sociologiei românești. A înființat și condus revistele Arhiva pentru Știință și Reformă Socială și Sociologie Românească. De sociologie ne ocupăm și noi în minutele următoare. Spor la studiat! Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Anca Bucheru, sunt profesor de sociologie. Astăzi ne revedem la o altă oră de sociologie, cu multe emoții la final de drum. V-am pregătit pentru astăzi o temă cuprinsă în programa de bacalaureat și anume instituțiile sociale. Știm că toți ne-am născut în cadrul unui grup social și anume familia. Iată că familia este o instituție socială, deci ne naștem în cadrul unei instituții, ne dezvoltăm, creștem, lucrăm în cadrul acesteia, ne dezvoltăm și chiar putem să dispărem. Deci putem să denumim instituția ca acea organizație ce este întotdeauna delimitată și spațial și temporal. Orice organizație funcționează pe baza unei instituții sociale, însă nu orice instituție există sub forma unei organizații. Astfel că dacă ne raportăm la funcția socială, putem să clasificăm instituțiile din punct de vedere politic, juridic, economic, cultural, religios. Instituțiile vieții private sunt acele instituții ce ne asigură nouă o viață privată. Din punct de vedere istoric, procesul prin care dintr-o instituție socială de regulă îndeplinim anumite funcții, putem să identificăm apariția altor instituții noi care au rolul de a prelua unele din funcțiile instituției de origine. Putem să discutăm în această direcție despre școală și alte instituții cu rol de îndrumare. În multitudinea instituțiilor pe care le identificăm, identificăm și acea instituție totală care încearcă să ne controleze și să ne influențeze la un nivel maximal. Un exemplu în această direcție este familia. De ce? În cadrul acestei familii noi ne dezvoltăm, noi valorificăm norme pe care le vom performa la nivel social. Foarte multe instituții sociale pot îndeplini astfel de roluri de instituție totală, dar pentru anumiți membri în anumite situații. Aceste situații restricționează într-o oarecare măsură comunicarea individului cu exteriorul și uneori și posibilitatea de a le părăsi. În această direcție pot să vă dau exemplu penitenciarul care are rol de a îndrepta comportamentele deviante. Putem să vorbim despre spital când devenim pacienți și trebuie să respectăm strict regulamentul din cadrul acestei instituții. Iată că statusul pe care îl performăm noi în viața de zi cu zi, în cadrul acelei instituții, nu va mai fi performat. Iată că am pus ca titulatură familia ca instituție socială. De ce? Familia este acel grup de oameni în baza cărora noi relaționăm datorită a ce? Unor legături de sânge, mariaj, adopție. Deci este un grup mic primar care se bazează pe relații natural, biologice, mutuale, juridice, dar atenție, acestea răspund una pentru alta în fața societății. Toate relațiile instituite în cadrul familiei, că este extinsă sau că este nucleară, sunt relații de rudenie. Și iată că putem să identificăm mai multe tipuri de relații, și anume relația biologică, socială, face referire la căsătorie, rudenia de tip spiritual și v-am dat aici ca exemplu nășia, frăția de cruce. Și acele rude fictive sunt persoanele cu care noi relaționăm, avem implicări mult mai afective, puternice și într-o oarecare măsură le alipim familiei din care noi facem parte. Putem să identificăm în, eu știu, modelarea comportamentului copilului câteva funcții de bază ale familiei pe care le performează membrii la nivel microsocial. Și anume, vorbind despre funcția de status, ne naștem în cadrul unei familii, familia respectivă ne oferă o anumită poziție socială. Avem nevoie de protecție, vorbind despre funcția protectivă. Dobândim norme, valori, semnificația limbajului, cuvintele, le identificăm prin intermediul acestei funcții de socializare. Din punct de vedere afectiv, noi avem nevoie de un climat psihoafectiv pentru a ne dezvolta armonios. Nu de puține ori aud elevi
copii din diferite medii, spunând că părinții sunt obligați să le asigure anumite, eu știu, obiecte de valoare, o anumită hrană. Nu. Funcția economică a familiei scoate în evidență asigurarea unui trai decent și totodată acel registru de consum și de a produce. Iată că prin intermediul funcției de socializare, familia ar trebui să ne modeleze și să ne îndrume să consumăm eficient anumite resurse pe care ni le va pune la dispoziție. Cea mai importantă funcție, și nu întâmplător am lăsat-o ultima, este cea biologică de perpetuare a speciei. Contribuie foarte mult la evoluția societății, punem accent pe procentul de natalitate, structură demografică și generează continuitatea societății în care noi trăim. Iată că dacă ne raportăm la tipologia familiei, pornind de la acest aspect al natalității, structură demografică, observăm că familia extinsă a început să piardă din importanța ei. De ce? Pentru că noi, oamenii, tindem către individualitate. Ce observăm? Cum am definit familia extinsă? Aceasta cuprinde membrii din mai multe generații, mai mult de două generații, membrii ce trăiesc în cadrul aceleiași gospodării. Numai că noi dorim să devenim individuali, să ne separăm într-o oarecare măsură de anumite norme, valori, care într-o anumită măsură ni se par constrângătoare. Și atunci putem să identificăm familia nucleară. Este o familie formată din membri, soț-soție și nu mai mult de două generații. Toți trăiesc în cadrul aceleiași gospodării. În cadrul acestei familii nucleare, cea mai importantă este de fapt familia conjugală. De ce? Este o familie bazată pe soț-soție, cuplul, dar implicit și generarea descendenților. Deci vorbim despre funcția de procreere, funcția vitală a societății. Din nefericire, din anumite cauze, putem să identificăm și familia monoparentală. Vorbim aici despre cauze generatoare, când copilul va rămâne cu un singur părinte sau poate va fi crescut de către bunici. Atunci scoatem în evidență decesul, divorțul și nu în ultimul rând vorbim despre părintele care lucrează într-o altă localitate sau este plecat în țară. Acest copil nu mai beneficiază de eficiența și optimizarea acestor funcții ale familiei. Deci, vorbind despre familie, iată că totuși trebuie să vorbim și despre un aspect mult mai important, căsătoria. Acest aspect pune accent pe modul de a întemeia familia și regăsim patru caracteristici de bază. Primele două fac referire într-o oarecare măsură la elementele promovate în cadrul societății tradiționale și vorbim despre aranjamentul familial, când părinții aleg pentru fiul, fiica lor un partener de viață și cea de-a doua, strategia patrimonială, care face referire la gestionarea averii venitului nou în cadrul acesteia. Celelalte două aspecte fac referire la societatea modernă și vorbim despre căsătoria izvorâtă din sentimentul dragostei, când cei doi parteneri își împărtășesc sentimentele și sunt de acord să pornească la drum, și noua alianță, concubinaj sau coabitarea consensuală, partenerii stau împreună o perioadă de timp, fără a avea un act oficial și uneori poate să preceadă căsătoria. Putem să spunem că nu este atât de simplu să pornim la drum alături de un partener. Iată că acest drum poate să fie ghidat și de anumite norme. Prima normă este cea de căsătorie. E norma ce reglementează alegerea partenerului. Și regăsim aici două forme. Prima face referire la partea endogamă, când ne alegem partenerul din interiorul grupului din care facem parte, suntem într-o oarecare măsură presați să ne căsătorim cu persoane care au același status cu al nostru, similar cu al nostru, iar căsătoria exogamă în afara grupului din care noi facem parte. În momentul în care vorbim despre reglementarea numărului partenerilor, putem să identificăm aici căsătoriile de tip monogam,
căsătoria dintre un bărbat și o femeie, dar și căsătoriile de tip poligam. Sunt căsătoriile pe care le regăsim în cadrul comunităților arhaice, căsătoria unui bărbat, de exemplu, cu mai multe femei. Dar știți că și aici bărbatul trebuie să-și asume responsabilitățile asupra tuturor soțiilor pe care va dori să le aibă. Mai vorbim și despre norma de autoritate. Și avem trei tipuri de norme. Prima face referire la familia patriarhală, scoate în evidență exercitarea puterii din partea tatălui. Matriarhal vorbim despre puterea pe care o exercită mama, iar al treilea tip, caracteristic societății moderne, vorbim despre acele norme de exercitare comună a puterii. Ne raportăm la normele de locație. Vă spuneam mai devreme că familia extinsă punea accent pe locația a mai mult de două generații, toți membrii locuiau în aceeași gospodărie. Iată că ne stabilim într-o oarecare măsură gospodăria. Trebuie să pornim la drum. Cum putem să pornim? Dacă băiatul preferă să stea alături de părinți, vorbim despre patrilocație. Dar dacă băiatul va merge la casa fetei, vom vorbi despre matrilocație. Iată că societatea modernă scoate în evidență și al treilea concept, și anume neolocație. De ce? Tinerii vor să-și întemeieze o nouă gospodărie. Atenție! Este posibil acest aspect dacă identificăm resursele necesare pentru a porni la drum și a ne găsi o locație de sine stătătoare. O altă normă face referire la alegerea partenerului. Am vorbit despre dragostea romantică. Iată, ne ducem pe atracția reciprocă, pe afectivitate, dar dacă eu caut să-mi selectez un partener în vederea statusului pe care îl dețin, vorbesc despre homogamie. Iar dacă mă apropii de o anumită persoană, îmi place și mă îndrăgostesc de ea, atunci vorbesc despre proximitate. Din nefericire, în cadrul familiei mai apar și situații conflictuale ce generează instabilitate. Iată, un factor ar fi vârsta. Vârsta ideală ar fi de 2-4 ani, ca bărbatul să fie mai mare decât femeia. Șocurile în familie, nevoia de îndepărtare a unuia dintre soți față de familia de proveniență, dar, atenție, și față de familia partenerului. Diferențele sociale, economice, culturale, regula celor 6 luni, a celor 3 ani, instabilitatea familiilor din care provin partenerii și, nu în ultimul rând, cel mai important aspect, femeia rămâne însărcinată înaintea căsătoriei sau în primul an de mariaj. Aici apar factori externi ce influențează și generează această instabilitate. Dacă vorbim despre instabilitate, iată că putem să discutăm și despre divorț. Este, de fapt, acea instituție care are ca funcție anularea căsătoriilor. Deci, căsătoria ce rol are? Să oficializeze această relație, da? Pentru a identifica care ar fi coeficientul divorțialității, putem să calculăm ca raport între numărul de divorțuri la 1000 de căsătorii. Pe lângă aspectele prezentate, mai regăsim și alte alternative la familia clasică. Familia de tip poligam, care și aceasta este de două feluri, poliandria și poliginia. Vorbim despre căsătoria de tip homosexual, încă sunt controverse în această direcție. Coabitarea consensuală, pe care am prezentat-o și mai devreme, face referire la coabitare premaritală, când cei doi parteneri stau o perioadă de timp împreună, care precede căsătoria, pe când celălalt tip propriu-zis, cei doi vor sta împreună fără a oficializa relația. Mai avem și o altă formă, celibatul. Ne raportăm la acea persoană care are un singur menaj și este generat acest aspect din cauza unor cauze, atât obiective cât și subiective. Obiective, putem să ne raportăm la situația economică precară, probleme de sănătate, precum impotență, sterilitate, sau ne ducem pe cauzele de ordin subiectiv, fac referire la problemele psihosociale, lipsa de afectivitate, deficiența de integrare a individului, traumele în familie, certurile dintre părinți. Iată că biserica trebuie să aibă o legătură strânsă cu familia. Ceea ce îmi furnizează mie familia prin intermediul funcției de socializare, trebuie să identific și această legătură cu instituția în sine. Este acea instituție ce pune accent pe comunitatea morală,
este acea instituție care scoate în evidență latura spirituală și totodată activitatea noastră la nivel social. La baza religiei identificăm sacrul și profanul. De ce? Face referire la tot ceea ce este supranatural, tot ceea ce este obișnuit și pământesc. În această direcție putem să enunțăm două teorii care fac referire la evoluția religiei. Prima, scoasă în evidență de către August Comte, spune că religia de fapt se dezvoltă pornind de la o formă inferioară, fetișism, către cea superioară, monoteism. Pe când celălalt sociolog scoate în evidență faptul că toate religiile derivă din triteism și că fiecare religie are credințele, ritualurile, miturile, dogmele și ceremoniile sale. Iată că religia în sine este deschisă și toți cetățenii care doresc vor adera la aceasta. Odată cu evoluția societății, identificăm și noțiunea de secularism. Ce anume face distinția? Diferența dintre societatea modernă și cea postmodernă. Ce se întâmplă în societatea modernă? Apar aceste dimensiuni ale secularismului, și anume secularizarea obiectivă, când identificăm diferențierea de la stat știință, și anume ne ducem pe conținuturi, scopuri diferite de cele anterioare. În această direcție identificăm rolul statului, care nu va mai depinde de biserică, identificăm transferul bisericii din domeniul public către cel privat și, cel mai important, nu statul va mai decide în ce, cum și în cine să credem. O altă dimensiune, secularizarea subiectivă, scoate în evidență îndepărtarea noastră a oamenilor, lipsa noastră de implicare, de interes față de învățăturile și normele bisericii. Foarte important este statul, pentru că noi în această organizație trăim, instituție. Este, de fapt, instituția ce asigură unitatea și coeziunea comunității. Ca să putem discuta despre stat, trebuie să identificăm această relație, stat și societate. Cum putem să ajungem la această relație? Să identificăm în cadrul comunității, grupurile sociale cu existență îndelungată, legile sociale, culturale bine delimitate, diviziunea socială între conduși și conducători, vorbim despre structura ierarhică, complexă și durabilă. Toate aceste elemente generează ce? Stabilitatea societății. Stabilitatea se identifică prin intermediul acestor principii de guvernare ce pot fi implementate la nivel social. Și vorbim despre suveranitate națională, care este unică, inalienabilă, perpetuă. Statul are dreptul să-și fixeze propriile norme și reguli, fără niciun amestec din afară. Vorbim despre separarea puterilor în stat, unde identificăm echilibrul dintre puteri. Mergem pe guvernarea reprezentativă. Noi toți cetățenii, cum spunea Max Weber, suntem politicieni de ocazie. De ce? Dăm dreptul unor reprezentanți să ne reprezinte la nivel macrosocial. Iată că deciziile venite de sus sunt de fapt pornite de la noi baza. Mai avem principiul garantării constituționale. Statul nu poate să ia decizii decât dacă respectă legea fundamentală a statului. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne consacrăm atenția asupra acestor drepturi și libertăți. Avem dreptul la viață, dreptul la odihnă, la muncă, dar atenție, drepturile noastre sunt concretizate și în responsabilități vis-a-vis de societate. În cadrul oricărui stat, identificăm regimuri și sistem politic. Sistemul face referire la toate elementele ce sunt în interdependență, sunt integrate în viața noastră socială și le raportăm la partea de intercondiționare. Nu confundăm sistemul politic cu cel social. De ce? Acesta își exercită puterea politică și organizează viața socială. Ce cuprinde acest sistem politic? Instituțiile politice, guvern, parlament, partide politice, relațiile politice instituite între instituții, ideile politice, doctrine, teorii și normele, valorile politice ce sunt preluate, transmise de la o generație la alta. Ei, iată că cea mai frecventă tipologie este cea care face referire la democrația pluralistă, la autoritarism și totalitarism. O tipologie importantă era realizată de către Aristotel. El făcea referire la regalitate, aristocrație și democrație. Iată că am ajuns și la partidele politice. Ce spuneam?
că, de fapt, în cadrul unui stat, cineva trebuie să aibă și rol de mediator. Acest partid politic are ca obiectiv final cucerirea și influențarea puterii guvernamentale. De ce? El trebuie să promoveze și să exprime interesele politice, ideologii ale unor grupuri sociale sau chiar și clase sociale. Întotdeauna, partidul politic ia naștere în jurul unor personalități sau poate să ia naștere și în condițiile unui eveniment istoric de o importanță deosebită. Ca funcții importante ale partidelor politice, putem să vorbim despre medierea între societatea civilă și stat. Acesta are rolul să rezolve conflictele identificate la nivel social, să mențină puterea pentru a beneficia și distribui avantaje materiale membrilor săi. Mergem pe propulsare socială, astfel încât putem să promovăm interese și naționale, locale, dar și regionale. La nivelul sistemului politic, identificăm și partidele de opoziție. Ce rol au acestea? În primul rând, să informeze, să explice guvernului, dar și nouă publicului larg, interesele pe care le-ar promova. Și totodată să-mi demonstreze mie, publicului larg, acele politici alternative pe care le-ar iniția la nivelul guvernului. Iată că vorbeam la început despre instituții sociale și organizații. Ce înseamnă organizația? Acea grupare mare de oameni care pune accent pe relațiile formale, sunt predefinite. În cadrul organizației identificăm scopuri, norme, reguli clar definite. În cadrul organizației identificăm procesul de raționalizare, și anume sunt contracte, norme scrise, deci vorbim despre relații formale. Putem clasifica organizațiile după criteriul mărimii, după obiectul de activitate și după forma de proprietate. Aici avem două tipuri de organizații, publice și private. Iată că vă voi prezenta câteva deosebiri dintre cele două tipuri de organizații. Mediul concurențial, definirea scopurilor, vorbim despre evaluarea performanțelor, vorbim despre autonomia organizațională, sursele de finanțare și modalitățile de motivare a angajaților. Dragi elevi, astăzi am discutat despre instituții și organizațiile sociale. Iată că rolul acestora este de a ne integra și de a ne ajuta să ne adaptăm în diferite contexte sociale. Dragi elevi, vă doresc mult succes! Și nu înainte de toate, trebuie să știți, succesul nu este final, iar eșecul nu este fatal. Doar curajul de a continua contează. Multă baftă vă doresc! Prieteni, lecțiile de astăzi au ajuns la final. Vă dau întâlnire luni, tot aici, la Teleșcoala, să ne antrenăm serios pentru examenele care se apropie. Până atunci, vă invit să descărcați suporturile de curs de pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR. Zi reușită să aveți!